poate puțină lume știe, dar nu este o ocazie mai bună să aprobăm, să ne sprijinim să aprobăm premii pentru performanțe deosebite la nivel național obținute de membrii Cercului de Astronomie Meteor Bacău. Să nu se impacienteze nimeni, nici nu o să dăm bani, nici diplome, nici aici, nici mâine la deschidere. Doar o să vă rog să fim de acord să premiem membrii acestui Cerc de Astronomie Meteor Bacău, copii cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani, care, sub urmarea doamnei profesor Dr. Doina Capșa, prezentă aici în sală, coordonatorul acestui cerc științific, înființat în urma parteneriatului între Colegiul Național Vasile Alexandri, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza și Complexul Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea. Acești elevi sunt familiarizați cu noțiunile legate de astronomie, cu desfășurarea fenomenelor astronomice, fiindu-le cultivat totodată respectul față de mediul înconjurător și planeta pe care trăiesc. Ei au obținut rezultate meritorii la nivel național și e bine, cu această ocazie, sigur, vom avea invitații de onoare, practic, mâine la inaugurare, 31 mai, ora 18, dar e bine să și răsplătim performanța lor obținută la nivel național și să-mi convinc că toții veți fi de acord cu aprobarea acestui proiect. Ce ar mai fi de spus e că vreau să le mulțumesc celor două doamne din jurul meu, doamna administrator public Peter, doamna directoare Gurău, care s-au implicat mai mult decât le cerea fișa postului în implementarea acestui proiect. Sunt convins că uneori au și emoții legate de implementarea acestui proiect, dar le-au depășit. Ultimele trei luni au fost infernale legate de achiziția acestor dotări. Nu te întâlnești în fiecare zi cu asemenea speță. De două ori nu-ți vine nimeni și a treia oară vin două firme și încep să se conteste. Și există riscul ca să returnăm toți banii și riscul cel mai important să nu finalizăm acest obiectiv la termen și să nu fie funcțional la 1 iulie. Din fericire, această poveste are repiat și sunt convins că acest obiectiv, cum am mai spus la o conferință de presă pe care o generează acest obiectiv, sunt convins că acest obiectiv, dacă va fi bine mediatizat, dacă va fi bine promovat, dacă va fi permanentă legătură cu cetățenii județului, sunt convins că va fi un obiectiv, nu știu dacă turistic, dar un obiectiv de toată ispravă pentru județul Bacău. Cam astea au fost spuse despre acest proiect. Vă mulțumesc celor care ați avut încredere cu 2 ani și ați aprobat sumele necesare, deși doar 13% la început de anul fondului european. O să dau citire ordinii de zi ca să intrăm în ședința de Consiliu propriu-zisă. Nu întâmplător am ales această locație. Repet, este ultimul proiect european pe 2007-2013 și e bine că l-am încheiat. E bine că nu avem bani de returnat la Uniunea Europeană. Deci, ordinea de zi pe care vă o propun este, încă o dată, cu mențiunea că pentru mass media, mâine, toată întreaga mass media din județul Bacău va fi organizat un tur al acestui obiectiv, începând cu ora 12, cât va fi cazul, până la 13:30. Deci, primul punct, aprobarea procesului interval al științei extraordinare din data 28 aprilie, 2 proiecte hotărâri pentru modificarea regulamentului de organizare și funcționare a CJ, 3 proiecte de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului, 4 proiecte de hotărâre privind aprobarea organizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse, 5 proiecte de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandri pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferinței Internaționale organizate cu prilejul aniversării a 55 de ani de învățământ superior, 6 proiecte de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului Toamnă Bacoviană, 7 proiecte de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării a construcției centrală termică situată în incinta școlii numărul 1 Târgocna, 8 proiecte de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în vederea desfințării unor construcții din domeniul public al județului aflate în administrarea CJU Bacău, 9 proiecte de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, 10 proiecte de hotărâre privind aprobarea terminului licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, 11 proiecte de hotărâre privind aprobarea terminului licenței de traseu pentru prestarea serviciului de transport public județean de persoane ca urmare a finalizării licitației de atribuire,
12 proiecte hotărâri privind adoptarea monografiei economico-militare a județului Bacău, iar la punctele diverse sunt două proiecte și o intervenție. Unul, proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind statul realizării măsurilor prevăzute în planul de calitate a aerului pentru particule PM10 în municipiul Bacău și comunale Chiafeche. Și proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite la nivel național, obținute de membrii cercului de astronomie Meteor Bacău, despre care tocmai am pomenit. Mai menționez un lucru. Am retras de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care viza o informare, dar va fi pe următoarea ordine de zi, la următoarea ședință de Consiliu în luna iunie, legat de implementarea proiectelor europene de alimentare cu apă și canalizare prin CRAP. Va fi o informare cu aspectele pozitive și aspectele negative, dar ea putea fi puternic distorsionată de faptul că traversăm o campanie electorală. Dar vă spun de pe acum, nu este nicio surpriză și sper ca cei din Onești și sper ca viitorul Consiliu Județean să acorde importanța necesară acestui obiectiv, acestei probleme. O să avem o informare a litigilor din instanță pe care Societatea Apă Canal și Societatea Apă Canal și Societatea Sisef sau din Onești, cu același acționariat, au pierdut toate litigile în instanță. De-a lungul timpului am cerut și o statistică și pe deșeuri și pe Apă Canal. Sigur, acest lucru ar putea să treacă neobservat, dar Oneștiul, am mai spus-o și o să mai spun, dacă nu reușește să intre pe post, ratează 30 de milioane de euro pe investiții pe apă și canalizare și asta se datorează unei poziții extrem de obtuze și cinice și răutăcioase din partea celor de la Apă Canal, care deși pierd pe bandă rulantă în instanță, înțeleg să se judece până la calendele grecești, pe diverse fel de spețe, acum se judecă pe evacuare. Se va câștiga și acest proces, n-am niciun dubiu, dar în momentul acela va fi prea târziu pentru Onești și pentru cetățenii Oneștiului. Și factorii politici, factorii administrativi trebuie să știe acest lucru, că latent se produce o crimă la adresa cetățenilor municipiului Onești. Dar despre acest subiect vom discuta în ședința din luna iunie. Nu se poate ca datorită unei rapacități duse la extrem din partea Societății Apă Canal, cetățenii municipiului Onești să aibă atât de mult de suferit. Pierzi litigii pe bandă rulantă și te faci că nu știi că folosești aceste utilități, le folosești din punctul meu de vedere ilegal. Dar vom pune punctul pe ei imediat după ce se termină aceste alegeri, ca să nu se simte cineva lezat de această informare. Vom vedea cum merge relația între ADIF și CRAP. Vom vedea care sunt perspectivele de închidere a post-mediu și vom vedea cum se abordează următoarele sume de finanțare pentru apă canalizare în județul Bacău. Nu vreau să trecem cu vederea că astăzi s-a întâmplat un eveniment important în viața municipiului. S-au inaugurat în mod oficial și adevărat lucrările la centrul operatoare al municipiului Bacău. Există constructori, există autorizații de construcție, există finanțare, există supervizare, există tot ce trebuie la un asemenea proiect. Lucru care, acum 8 ani, când s-a mai inaugurat această centură de către niște personaje care candidează și astăzi, nu existau. Există o pandică de două foarfece și trei mincinoși. Astăzi s-au inaugurat oficial aceste lucrări și probabil într-o bună zi se vor termina. N-ar fi nicio problemă dacă toți acei mincinoși din acel aprilie 2008 sau septembrie 2008 n-ar candida astăzi. Dar văd că cu o semnătate de o cauză mai bună, deci și candidează. Asta este. Deci nu contează că acum 8 ani ai inițiat bărbanii pe față că inaugurezi centura, că au început lucrările la centură, contează că tu ești cel mai bun în continuare, în viziunea ta. Și aceste lucruri o să le spunem și mai apăsat, pentru că e totuși trigătorul la ceva. Și după alegeri. Deci primul punct la ordinea de zi, aprobarea procesului verbal în ședințe precedente, dacă sunt observații, dacă nu cine este pentru. Împotriva, abțineri, unanimitatea a fost aprobat. Mai am o mențiune la diverse
studenții de la Universitatea Bacovei au fost să prezinte o informare vis-a-vis de momentul pe care traversează Universitatea George Bacovei, un moment mai delicat. Deci și vor prezenta o informare și au exprimat disponibilitatea de a duce la cunoștința Consiliului Județean și a publicului ce se întâmplă acolo, fără alte comentarii din partea mea. Procesul verbal, dar proiectul trebuie privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare nu este nimic spectaculos, ci doar se armonizează regulamentul cu legislația pentru acest lucru. Deci la ședință sunt prezenți 20 de consilieri și îmi trebuie 25 pentru aprobarea regulamentului. Nimic, lăsă să mai rămâni loc. Nu știu ce de la regulament să alege nouă președinte. Mai în glumă, mai serios. Da. Da. Trebuie să avem și simțul omorului. Vom vedea, înseamnă că vom aproba la ședința din noi. Nu știu, nu dau seama cum vom face. Deci dacă trebuie două treimi, era armonizarea regulamentului cu legislația, practic noile, pentru că s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui județean, nu mai e uninominal, e pe mandate, nu putem aproba acest proiect. Mai e vreo modul situația asta? Am înțeles. Înlocuirea unui membru al comisiei, în principiu, nu sunt proiecte pretențioase, nu sunt proiecte complicate. E o ședință uzuală de Consiliul Județean. Nu ultima, cu siguranță nu este ultima acestui Consiliul Județean. Deci doamna Carmen Roșculeț, medic specialist pediatru, este înlocuită cu doamna Valcanu Diana Elena, medic primar pediatru în cadrul CJU Bacău. Cine este pentru? Împotriva, ține cu unanimitate a fost aprobat. Aprobarea indemnizației ședința membrului Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Dacă sunt observații la acest proiect, extrem de banal, dacă nu cine este pentru, împotrivă, abținere cu unanimitate, a fost aprobat proiectul. Universitatea Vasile Alexandrinu, știu dacă este cineva. Da. George Bura, sunt responsabil de proiect. Da, înțeles, mulțumesc. Aniversează 55 de ani, pe data de 2 iunie. Au o serie de manifestări. Nu avem decât să... Noi am fost întotdeauna partenerii acestui motor de resursă umană și de dezvoltare pentru municipiul și județul Bacău. E firesc să fim în continuare. Nu poți, ca instituție publică, să te ții departe de cea mai importantă universitate de la nivelul județului. Dacă sunt observații, cine este pentru? Împotriva, abținere, unanimitate a fost aprobat. Aprobarea organizării și desfășurării proiectului Toamnă Bacoviană, ediția 6-a. Manifestările vor avea loc în perioada 21-23 septembrie. Noutatea este că s-ar putea, dacă avem puțin noroc, să inaugurăm și grădina lângă casa memorială ce a fost inaugurată pe 21 mai de Mafia Muzeilor. Sunt 135 de ani, se întâlnesc anul acesta, nu? De un an, 135 de ani de la nașterea marelui proiect, simbolului Bacovului, George Bacovia. Nu cred că sunt proiecte cu probleme la aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? Unanimitatea a fost aprobată, da. În comisia de organizare a acestui de umacere, doamna Bosnana, să facă parte și președintele comisiei de cultură. Care va fi? Da, nu toată această propunere și să o aplicăm, doamna secretară dumneavoastră, veți fi și veți căuta, cred. La expunere de motive la proiect, o trebuie prin aprobarea trecerii din domeniul public al județului. Aceasta nu putem aproba, nu? Deci are rost să nu putem casa o centrală termică situată în cinta școlii numărul 1 Tăgorna, o să revenim cu proiectul. Aprobarea documentației tehnico-economice în vederea desfințării unor construcții din domeniul public al județului, aici aflate în administrarea statului județean de urgență. Continuăm, eu continuu modernizarea acolo la Spitalul Județean. S-au finalizat lucrările cu canalizarea, cu inelul de incendiu, cu asfaltarea. Mai puțin, domnul Marcu, o să vă supărați pe mine. Acea zonă splendidă din jurul spitalului municipal, unde este asta? Noi. Am fost la această oră, n-am mai putut aici. Da. În cosmos. Îl caut în telescop. Păcat că acea zonă, nu știu când va fi
așa cum își doresc toți băcăoanii. Cine este pentru aprobarea întocmirii acestor documentații? Împotriva, cine recomandatea a fost aprobat? Domnul Năstase are un necaz de sănătate și este învoit de la această ședință. Proiectul de hotărâre privind actualizarea programului transport public de persoane cu servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019. Dacă sunt observații, dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Împotriva, abținere, comunitatea a fost aprobat. La fel, tot un proiect, domnul vice Năstase, pentru aprobarea primirii licenței de traseu pentru verificarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier. Dacă sunt observații, dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă, abținere, comunitatea a fost aprobat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea primirii licenței de traseu pentru prestarea serviciului de transport public județean de persoane, ca urmare a finalizării licitației de primire electronică a traseului județean în data de 10 mai. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Unanimitatea a fost aprobat. Vedeți, la ordinea de zi sunt... Noi nu facem cetățeni de onoare în campanie. Noi aprobăm proiecte ca județul să meargă înainte, ceea ce ne privește pe noi. Am văzut niște propuneri demne de un... de o dezbatere mai serioasă și de un moment mai solemn decât o ședință de Consiliul Local pe picior. Memoria părintelui decan Ștefan Nel, deci nu poate fi omagiată într-o ședință de Consiliul Local în care nu știu câți Consiliul Local mai sunt și cu un primar care mai are 4 zile pe scaun, dar dacă așa înțelege domnul Bursu să omagieze o personalitate a Sfântului Bacău, care din păcate a decedat acum 4 ani, e problema dânsului și dânsul este caragios și penibile în același timp. Peste două săptămâni va exista un alt consiliu local, va exista un primar legitim, un consiliu local legitim și cred că toată lumea ar fi aprobat acest proiect năstrușit al domnului Văzul, dar care îi arată, îl arată în toată splendoarea dânsului de domnul Văzul. Proiectul de hotărâre privind adoptarea monografiei economico-militare a județului Bacău, dacă sunt observații, cine este pentru? Împotriva, abținere, cu unanimitatea a fost aprobat proiectul. Raport privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în planul de calitate a aerului pentru particule PM10 în municipiul Bacău și comuna Litea Veche în anul 2015. Dacă sunt observații, cine este pentru? Împotrivă, abținere, cu unanimitatea a fost aprobat. Și premierea elevilor de la cercul de astăzi 1000 de ori. Cred că e un proiect care toată lumea este de acord. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere cu unanimitate. Doamna profesoară Capșa, dacă vreți să ne spuneți o cuvinte de mulțumire, că nu facem niciun lucru spectaculos, și efectiv facem un lucru normal la un moment oportun. Și aș insista să explicați performanța acestor lucruri. Sigur că da. Vă mulțumesc că ne-a oferit elevul să vă rog. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri județeni. Vă mulțumesc pentru că instituția pe care o reprezentați mi-a oferit prilejul să mă aflu aici, în fața dumneavoastră, pentru a împărtăși bucuria rezultatelor obținute de elevii Cercului de Astronomie Meteor. Cercul de Astronomie Meteor este în parteneriat cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Vâlcea Bacău, pentru care ar dori să-i mulțumesc în mod special dumneavoastră director Gabriela Burău. Școlile partenere sunt Colegiul Național Vasile Alexandrii și Școala Gimnazială Alexandria Cuzan. Rezultatele pe care le-au obținut copiii noștri m-au determinat să cooptez elevi și de la alte instituții de învățământ din Bacău, dar nu numai acesta, ci dorința și pasiunea spre astronomie m-a adus aici, în fața dumneavoastră, mi-a dat prilejul, pentru care eu le mulțumesc copiilor și vă mulțumesc dumneavoastră și îmi doresc ca pe viitor să fiți alături de noi în dezvoltarea acestui proiect la nivel județean. Totodată, eu aș vrea să vă împărtășesc din bucuria pe care le-ați făcut-o copiilor prin inițiativa lăudabilă de a promova acest segment care nu este abordat în curriculum școlar. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Mă abțin cu comentariile aici, ar fi multe de spus, dar e clar că momentul este cel mai bun pentru premierea acestor copii și
Cred că în cercetarea și educația din municipiul județul Bacău, momentul pe care prezintă inaugurarea observatorului nu e un moment. E un moment care va marca o nouă etapă în educația și cercetarea din municipiul județul Bacău și cunoașterea pentru copiii acestui județ. Și tocmai ce spunea doamna profesoară, eu cred că peste un an sau doi sau trei vom avea mai mulți medaliați la asemenea probe, pentru că nu cred că acest obiectiv nu va fi folosit la maximă în capacitate. Am să rog și pe cei de la Universitatea George Bacuria să vină să-și prezinte memoriul. De ce suntem astăzi? Mulțumim domnului președinte pentru că ne-a invitat astăzi. Dorim să susținem continuarea activității Universității George Bacovia. De ce? Deoarece trei persoane, membrii, până instanța va dovedi calitatea lor, așa zici, membrii fondatori, doresc să lichideze universitatea. De ce? Deoarece, una, spun că sunt mai puțini studenți, așa este. Doi, pentru că sunt probleme financiare. Da, așa este. De ce sunt puțini studenți? Una, la nivel național a scăzut numărul absolvenților de liceu, este o statistică adevărată, dar în cazul nostru, al Universității George Bacovia, anul trecut, acum 2 ani și acum 3 ani, au fost situații în care absolvenți de liceu au încercat să se înscrie și au primit răspunsuri de genul ne pare rău, nu mai sunt locuri, ne pare rău, v-ați hotărât prea târziu, puteți încerca o altă universitate. Sunteți siguri că vreți să urmați cursul Universității George Bacovia? Este o universitate scumpă. Acestea au fost câteva comentarii pe care le-au primit absolvenții de liceu. Doi, într-adevăr, sunt probleme financiare. De ce? Sunt probleme financiare pentru că acești trei domni, eu i-am respectat până acum pentru că mi-au fost și mie profesori. Acești trei domni au beneficiat de indemnizații de conducere de 20.000 de lei pe lună, în condițiile în care salariul unui cadru didactic nu îl pot spune, puteți întreba, era mult, mult mai mic. În aceste condiții și-au luat indemnizații de chiar în avans cu 6 luni. Da, au creat o prăpastie financiară, da? Au investit în achiziția unei agenții de turism? Am urmărit. Știți, aici nu suntem la... Bun, da. Prezentați situația studenților, prezentați riscurile sunt foarte mari pentru noi. Nu e corect să știți, dumneavoastră nu a spus niște lucruri care pot fi adevărate sau nu. Trebuie să prezentați de conferință, totuși. E bine să... Riscurile sunt acelea. Apelul pentru continuarea activității. Da, riscurile sunt acelea. Dacă o instituție de învățământ superior își închide porțile, toți studenții care vor dori să-și finalizeze studiile, vor migra. Absolvenții care vor dori să se înscrie și să rămână în Bacău, vor migra. Poate vor rămâne la oasele Alexandrii, dar toți acei tineri cu potențial vor pleca în alte centre universitare. Vorbim deja de o pierdere de oameni care vor fi viitori specialiști în drept, în finanțe, în turism, în administrație publică, în management, se vor muta în alte centre universitare. Acolo își vor întemeia familii, acolo vor lucra, acolo vor dezvolta mediul economic. Bacău va fi cel care va avea de pierdut de pe urma închiderii acestei universități. De ce avem nevoie de dumneavoastră? Pentru că sunteți consilier județean, pentru că reprezentați comunitatea județeană și deoarece avem nevoie de susținerea autorităților și a comunității pentru a continua activitatea. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Cred că consilierii județeni au recepționat cât de mesajul noastră. Mulțumesc consilierilor pentru faptul că au înțeles necesitatea prezenței acestei ședințe aici. E și realizarea dânșilor. Mulțumesc pentru participare la ședință. Cu siguranță ne vedem într-o săptămână sau două maxim la următoarea ședință de cursuri județeni, care va fi cu siguranță mai palpitantă. Vă asigur.